Președintele actual al Statelor Unite se adresează națiunii în această seară după ce Donald Trump a câștigat alegerile. Anunțul vine după ce Joe Biden l-a felicitat pe Republican pentru victorie și l-a invitat și la o discuție. Kamala Harris l-a sunat și ea pe miliardar înainte de a apărea în public la 12 ore după înfrângere. Ocazie cu care le-a spus susținătorilor că nu renunță la lupta pentru democrație. Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. America, we will never give up the fight for our democracy, for the rule of law, for equal justice, and for the sacred idea that every one of us, no matter who we are or where we start out, has certain fundamental rights and freedoms that must be respected and upheld. And we will continue to wage this fight in the voting booth, in the courts, and in the public square. Discutăm cu invitatul momentului, fostul ministru de externe, domnul Adrian Cioroianu. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, eu vă mulțumesc. Cine ar trebui să se teamă, domnule Cioroianu, de victoria lui Trump? Cert e că se tem anumiți oameni, se tem grupuri minoritare. Am văzut asociații sau curente de femei, asociații care se preocupă cu drepturile femeilor. Toate și-au exprimat această temere legată de un posibil al doilea mandat, ceva încă și mai dur al președintelui Trump, care să fie mânat oarecum de tendința răzbunării a ceea ce n-a reușit în primul. Se tem de asemenea oameni care sunt preocupați de libertatea justiției, dat fiindcă președintele în sistemul american are reale puteri în numirea unor înalți decidenți din actul justiției. Și în fine se tem cei care spun că ambiția supremă a lui Donald Trump ar fi aceea de a lipsi funcționarii americani, milioanele de funcționari americani de la diverse niveluri, de a-i lipsi de drepturile pe care le au acum, în ideea de a-i înlocui cu personal fidel. Asta o din independență ministere pe care în România angajații la stat de fapt nu o au, pentru noi nici nu ar fi șocant să se facă așa cum vrea șeful. Dar cine sunt politicienii care se tem și ei? Și mă refer aici pe continent, în afară de Orban de la Budapesta, care a fost primul care a deschis șampania și care, evident, nu se teme. Dar la capitolul temeri? Bun, până la urmă, nu de Donald Trump se teme lumea, ci de ceea ce Donald Trump ar putea impune la nivelul politicii externe referitoare la Uniunea Europeană. Aici intră în calcul anumite tarife economice pe care America le-ar putea impune în comerțul cu Uniunea Europeană, în comerțul cu China, cu alte, să zicem, puteri economice și în politica externă legată de relația transatlantică, de soliditatea NATO. Din acest punct de vedere, știți că asupra lui Donald Trump totdeauna a plutit bănuiala că ar avea o reținere în a promite foarte ferm sprijinul american pentru orice și oricare dintre membrii Alianței Nord-Atlantice. Dar s-ar putea ca unele din aceste temeri să fie exagerate, s-ar putea ca să fie lucruri pe care nu le cunoaștem și necunoscându-le nu ne temem de ele, sperăm să nu le întâlnim, să nu ne facă Donald Trump chiar atât de mari surprize și în fine se tem liderii europeni de tipul de relație pe care Donald Trump îl are cu acești lideri, hai să spunem, iliberali ai lumii de astăzi. Relația sa cu Vladimir Putin, maniera în care ar putea încerca negocia cu astfel de personaje care n-au nimic în comun cu regulile democratice. Și asta ar încuraja și anumite regimuri iliberale exact din Europa, cum spuneați, inclusiv domnul Orban și alții. Domnule ministru, mulțumesc tare mult pentru prezență. Doamnelor, domnilor, revenim în direct după o scurtă pauză.